Lucrările de modernizare, dezvoltare și reabilitare continuă în municipiul Drobeta-Turnu-Severin. O nouă parcare este reabilitată. Lucrările de construcție continuă și în zona periferică, cetățenii fiind extrem de încântați de acest lucru. Cetățenii municipiului Drobeta-Turnu-Severin se bucură de o mulțime de investiții care au venit în urma numeroaselor proiecte accesate de către autorități în vederea dezvoltării și modernizării orașului. A venit acum rândul zonei periferice. Se fac lucrări de degajare a terenului, se lucrează la infrastructură și suprastructura carosabilului, alei, parcări și alei pietonale. Se montează borduri și se efectuează lucrări la rețeaua de canalizare și se relochează stâlpi de iluminat public. De asemenea, se va amenaja spațiul verde din zonă. În ciuda vremii nefavorabile, primarul municipiului Drobeta-Turnu-Severin, Marius Creciu, a mers în teren pentru a verifica stadiul lucrărilor. Acesta a dorit să schimbe complet aspectul orașului, reabilitând și modernizând parcări, alei, spații verzi, spații de joacă destinate copiilor și nu numai. Ne aflăm în zona blocurilor vechi de pe Aleea Migdalului și între Cicero și Toamnei, o zonă care a fost lăsată puțin în ultimii ani, dar ne-am apucat de la sfârșitul anului trecut, încercăm să lucrăm atât când ne permite vremea, deocamdată lucrăm la degajare, la pietruire, iar în primăvară sper să avem o mare parte din această zonă pregătită pentru a putea fi asfaltată. Vorbim aici de peste 365 de locuri de parcare în toată zona, vorbim de spații verzi, aproape 9000 de metri pătrați pe care spații verzi le vom reabilita, plus mii de metri pătrați de asfalt, de alei, de trotuare, deci o întreagă zonă, spuneam 13.000 de metri pătrați pe care o reabilităm. Cetățenii se bucură de toate investițiile pe care primarul municipiului le face de-a lungul timpului și sunt mândri că locuiesc într-un oraș în care modernizarea nu încetează niciodată. Zona periferiei orașului este acum în curs de reabilitare, astfel că anul acesta locuitorii vor putea să beneficieze de noi locuri de parcare. A venit în continuare, faceți așa ceva. Da, a venit și rândul zonei dumneavoastră și în primăvară când se dă drumul la asfaltare o să fie... Toate la rândul lor. Toate la rândul lor. Le luăm încet, ca să ajungem da, acolo unde trebuie. Fiecare zonă în partea. Da. Așa este, toate vine la rândul lor. Ne bucurăm foarte mult. Eu, în special, eu mă bucur foarte mult că stau în zona asta aici. Mulțumesc. Da. Mulțumesc totuși n-am fost uitați. Nu. Dacă mai sunt lucruri care credeți că trebuie să le facem, să ne spuneți că venim și mai putem modifica și... Da, aveți toată încrederea că am să vorbesc. Da. Multă sănătate. La finalul lucrărilor vom avea o suprafață carosabilă modernă de peste 13.000 de metri pătrați, una pietonală de peste 3.500 de metri pătrați, zone verzi de peste 9.000 de metri pătrați, 365 de locuri de parcare și 2 locuri de joacă. Valoarea proiectului este de peste 5,5 milioane de lei. Astăzi văd că ploaia ne încurcă puțin, dar zilele trecute s-a lucrat bine. Ce lucrări avem în momentul acesta în execuție? Efectuăm lucrări specifice, decopertăm, escavăm, balastăm, iar când timpul ne permite și temperaturile pozitive, de obicei au cam fost bune, montăm borduri și asigurăm... Credeți că până în martie-aprilie, când va începe efectiv asfaltarea, avem o aici, zonă... Da, zona asta e gata, se poate turna asfalt. Primarul municipiului Marius Creciu este interesat ca de fiecare dată de nevoile severinenilor și face tot posibilul să aducă plus valoare orașului prin diverse investiții care vin în sprijinul dezvoltării comunității locale.